Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi noi atenționări de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ pentru mai multe zone ale țării și în Maramureș vremea se menține instabilă. După această răcorire a vremii, mâine încă rămâne o vreme destul de instabilă, cu un cer variabil și după amiază mai sunt posibile averse de ploaie. La fel, temperaturile vor fi în jur de 20-22 de grade. Apoi, de miercuri, joi, vremea va deveni frumoasă, cerul va fi mai mult senin și temperaturile vor crește, putând ajunge pe sâmbătă până în jur de 28, poate chiar 30 de grade. Sfârșitul de săptămână va veni cu temperaturi ridicate care se vor menține până la sfârșitul lunii august. Zile de vară vom mai avea, asta însemnând temperaturi peste 25 de grade, dar caniculă puțin probabil să mai fie. Potrivit meteorologilor, și luna septembrie se anunță călduroasă.